Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Astăzi ne-am dorit și iată că am și reușit să facem un scurt popas la Centrul pentru Tineri cu Dizabilități Sfântul Rafael. Alături de mine este doamna director de program, doamna Elena Niculescu. Bună ziua, bună ziua. Bine v-am găsit, bine și mulțumim că ne-ați primit atât de frumos. Cu drag. Să ne spuneți, nu știu dacă este un fel de sărbătoare că am ajuns noi aici la dumneavoastră, dar am văzut că fructificați într-un fel extraordinar timpul tinerilor pe care dumneavoastră îi dețineți aici în centru. De asta am venit, să vedem mărțișoarele pe care dumneavoastră le faceți și de ce nu să încercăm să și vindem aceste minunății. Sperăm să reușiți să ne ajutați în sensul ăsta, da? E un mod de viață. Terapia ocupațională și activitățile lucrative fac parte din programul nostru zilnic. Noi inițial ne raportam la terapia ocupațională doar ca și terapie lucrativă. Ulterior am dezvoltat acest domeniu și am împărțit terapia ocupațională în două, în stimularea abilităților de viață independentă pentru tineri și activități lucrative, terapie ocupațională în cadrul atelierelor noastre. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte și despre fundația FARA, pentru că centrul practic aparține de această fundație. Fundația FARA în România are o vechime de peste 25 de ani. În București, respectiv Popeșile Ordeni, aproximativ 20 de ani. Centrul Rafael este înființat acum 6 ani. Noi, în cadrul acestui program, încercăm să, pe lângă alte scopuri ale noastre pe care le avem cu tinerii, încercăm să le oferim, așa cum spune și sloganul fundației noastre, să le oferim o familie pentru cei care nu au. Apoi le oferim un cămin, asistență medicală, financiară, încercăm să-i stimulăm din punct de vedere al dezvoltării, astfel încât ei să își dezvolte abilitățile de viață independentă, astfel încât într-o zi ei să locuiască singuri în cadrul apartamentelor noastre sau cu chirie, să aibă un servici pe piața liberă a muncii, să-și întemeieze propriile lor familii. Mai multe detalii vreau să ne dați despre fetele care deja au prins aripi și au plecat într-o garsonieră. Unde? În București? Nu, tot în Popeșile Ordeni este. Și-au găsit și joburi, și-au găsit și locuri de muncă și da, se descurcă singure. Da, se descurcă din fericire. Cele două apartamente sunt ale fundației FARA, ele vor sta o vreme aici. Între timp lucrează și cu banii pe care și strâng salariile, au fiecare conturi în bancă unde le strângem banii, parte din bani. Încercăm pe viitor eventual să le achiziționați al lor personal, da. Să-mi spui, Laura, tu ce faci aici? Că am înțeles că toate floricelele și toate petalele și frunzele ajung aici la tine. Tu asamblezi finalul pentru o felicitare pentru un mărțișor. Da. Ai atâta răbdare? Eu te-am întrebat un pic mai devreme dacă ai căutat pe undeva prin fotografii modele și ai spus că tu faci totul din imaginație. Și din imaginație, da. Din imaginație. Și mai copii și după alte poze. Și potrivești tu de una singură toate culorile? De când am venit aici, tu aștept să vorbești cu mine. Da. Ce faci aici? Tu o ajuți pe Laura să facă? O ajut pe Laura la fac din asta la... Thank you.
Voi ce faceți aici? Încercați să faceți fundițe pentru mărțișoare. Da. Și așa trebuie să ții degețelele să faci o fundiță, eu nu știam. Da, da, e ușor. Ce faci aici? Eu... Legi fundițe de mărțișoare. Da. Am înțeles. Și cum o să apară în final? Uite, după ce îi faci fundița acolo, Adela, o să te rog frumos să vedem unde o să poziționăm noi mărțișorul. Mărțișorul trebuie poziționat. Iartă-mă, te rog frumos, nu mi-am dat seama că n-am îndoit-o perfect. Așa. Și iar fundița s-o anajat așa și trebuie așa, uite așa cum se pune. Mi-am permis domnișoarelor să vă iau un pic de acolo din colectivul vostru pentru că vreau să stăm un pic de vorbă și mai întâi trebuie să facem cunoștință, deși aproape că ne cunoaștem aici lângă mine. Mă numesc Roma Lenuța, am 27 de ani, lucrez la azil de bătrâni, locuiesc la gasoneră cu o colegă. Colega ce Adela. Este și ea aici alături. Adela, aici lângă mine este Laura. Laura și mai cum? Curt. Laura Curt, tu ai 20 de ani. A, așa, și tu încă locuiești aici în centru. Da. O să le spunem celor de acasă că tu ești o gospodină și că tu ai preluat locul bucătăresei. Bucătăreasa voastră s-a pensionat, din câte am înțeles. A ieșit la pensie și tu ai rămas să faci mâncare. O să revin imediat cu alte detalii, că vreau să-mi dai câteva sfaturi, pentru că vreau să fiu și eu o bună gospodină. Așa, și aici? Mă numesc tatea Adela. Am 21 de ani și lucrez la un centru tot de-al nostru, Sfântul Gabriel. Și tu ai grijă de... De doi copii mici, între 4 și 5 ani. 4 ani și 5 ani. Și ce faceți voi zi de zi? Să înțeleg că tu mergi, îi duci la grădiniță? Da, de luni până vineri, lucrez de dimineață până la 4, când au nevoie mai stau. Și îi îmbrac, îi schimb, îi spăl, îi duc la grădiniță, îi aduc, fac cu ei lecții. Faci temele cu ei? Îi mai dau liniuțe, le dau bastonașe, ce pentru început, la cel să mai mare. Să pornească și ei cu dreptul în ale școlii, să spunem. Da, da. Așa. Că începe... Dar voi unde ați învățat să scrieți? Pe mine m-a învățat mama. Eu am fost la o familie. Așa, și m-a crescut 11 ani de zile, de la 7 ani jumate până la 18 ani și de la 18 ani m-am mutat la un alt centru, în Giurgiu. Apartament, da? Un apartament ai fost? Altul. Și de acolo am stat o lună și de acolo m-a preluat oamenii, familia mea, a doua. A doua ta familie, care, cei gazdele noastre de astăzi. Da, de aici, care au de grijă de mine. Rafael. Da. Și la serviciu ce faci? Lucrez cu bătrânii, îi spăl, le dau să mănânce, vorbesc cu ei, mă plimb cu ei afară, dacă nu este regulă mă duc imediat la medic și anunț. Au fiecare în cameră alarmă, în cameră, cumva dacă le este rău apasă pe buton. Și imediat și știm fiecare, da, știm fiecare la ce număr este. Mă înțeles. Felicitări, dacă ești așa de grijulie, eu te felicit. Ai 20 de ani și deja știi să faci de mâncare? Da. De aici la centru ai învățat? De la fosta bucătăreasă sau? Și de la fosta bucătăreasă și de aici, de la doamne. Da, ai stat în permanență alături de ele în bucătărie și așa ai învățat sau da. Cum? Ca să învăț, am stat și cu mămicele mele și așa am prins mai repede să fac și singură. Și ce îți place cel mai mult să gătești și să mănânci în același timp? Mâncarea mea favorită e ciorba de legume și pastele cu sos. De unde
pot achiziționa mărțișoare. Noi o să încercăm să luăm, dacă ne permiteți, câteva mărțișoare, să încercăm să facem o licitație, da, în emisiunea Dimineții cu Cântec. Și mai mult de atât, aveți o pagină de Facebook sau un site? Da, avem un site, Fundația Fara, și pe Facebook la fel. Avem și varianta în engleză și în română. Și în românește, desigur, pentru că telespectatorii noștri se vor descurca în limba română. Dragi telespectatori, vă invităm să încercați din puținul dumneavoastră, nu să donați, că practic primiți ceva frumos în schimb, să achiziționați mărțișoarele copiilor și tinerilor de aici, din centrul Sfântul Rafael.